pe adresa emisiunii la maruta.ro. Vreau să vă spun că am primit un mail de la o adolescentă de clasa 10-a care își dorea foarte tare să vină aici la emisiune și asta după ce a câștigat locul întâi la concursul NASA la categoria individual pentru un proiect la care a muncit luni de zile. Ariana, despre ea este vorba, este elevă la Școala Internațională din București și este mândria școlii, așa că vrem să o cunoaștem. V-am zis că ne-a trimis mesaj pe la maruta.ro. Vrem să o felicităm și să vă spunem că ne mândrim cu ea. Vă dați seama, Ariana Zao este în această seară aici, iar ea a câștigat premiul întâi într-un proiect NASA. Să-i spunem bună seara! Bună seara! Bună seara! Ce faci? Foarte bine, mulțumesc! Ea este în clasa 10-a și e foarte deșteaptă și e foarte tare. Te rog frumos să iei un loc aici pe canapea și vreau să le mai spun ceva celor de acasă. Sunt și foarte mândru pentru că oarecum ai legătură și cu Târgu Jiu. Da, din partea mamei. Mama ta e din Târgu Jiu. Da. S-a îndrăgostit la un moment dat de tatăl tău, cetățean chinez. Da. Și tu te-ai născut în? 2001. În 2001, dar unde? În București. Și apoi ai plecat în China. Da. Și până la 5 ani ai stat în China. Da, și apoi am plecat în Ucraina. Și apoi ai plecat în Ucraina. Da. Și apoi ai venit aici în România înapoi, acum cât timp? Acum 7 ani, în 2009. Și de acum 7 ani ai învățat limba română, pentru că nu știai nimic. Da, nu? Adevărat. Bună seara, Ariana. Ne-ai trimis un mail, nu? Da. La maruta.ro.tv.ro. Mama. Mama olteancă, ce a zis? Bă, oltenii la olteni să trimită mail-uri, da? Și ce a spus? Că ești foarte deșteaptă, că ești foarte tare și că vrei să ajungi la noi la emisiune, așa e? Da. Și am auzit că ai dat gata pe cei de la NASA? Așa se spune. Adică, ce ai făcut? Explică-mi, atenție mare, oameni buni, ce a reușit să facă această fată extraordinară? Eu am trebuit să scriu un proiect despre un habitat închis în spațiu și a trebuit să construiesc aspectele vieții, cum ar fi apa, mâncarea, aerul, de unde o să vină și să creez în sine habitatul. Și tu ai reușit să faci asta? Da. Și un loc pentru câte persoane? 15.000 de persoane. Pentru 15. Deci tu ai creat un proiect care poate să aibă, nu, să țină 15.000 de persoane, să se hrănească singure, să aibă apă, tot ce le trebuie în spațiu. Da, exact. Tu singura ai făcut chestia asta? Da. Păi de unde știi tu toate lucrurile astea? N-aș fi reușit fără mentorul meu care m-a îndrumat și m-a sfătuit pe ce să citesc și tot fel de resurse și împreună am scris cu el acest articol, care este de 100 de pagini. Ai scris 100 de pagini despre chestia asta? Da. Iar cei de la NASA au zis, ești foarte tare, ți-au dat locul întâi? Da. 15.000 de persoane să locuiască în spațiu. Și se poate treaba asta? Da, se poate. Este foarte posibil și în plus, peste mulți ani, puteți să construim mai mulți. Dezvoltăm construirea în sine să fie mai mulți oameni. Adică tu acum, tu ai făcut un proiect, ai construit un proiect unde în spațiu 15.000 de oameni pot să aibă tot ce le trebuie să locuiască, să fie fericiți. Da, exact ca pe Pământ. Foarte tare. Mă rog. Dacă îmi dai voie să spun, cred că imaginația ta e mult mai bună și cred că acolo s-ar trăi mult mai bine decât aici pe pământ. Așa ar fi intenția noastră, să fie cât de bine se poate. Și ai făcut, am înțeles, un plan, așa arată o mică parte din el. Te-am întrebat când mi l-ai arătat dacă are poze, ca să înțeleg despre ce este vorba. Și am văzut că avea și costuri, adică tu te-ai ocupat și de partea financiară? Da, a fost necesar să scriem la sfârșit cât o să costă toată construcția în sine și pentru fiecare persoană în parte. Inclusiv casele, mâncarea, apa, orice resurse nevoite. Și cât o să coste? Totalul meu a fost de 19 trilioane de dolari pentru toată construcția și pentru fiecare om. Tu ești în clasa 10-a? Da. De unde știi toate lucrurile astea? A trebuit să citesc foarte multe resurse și cărți și tot felul de website-uri și să mă interesez să întreb pe la școală profesorii. Adică tu ești atât de pasionată de toate lucrurile acestea? Am lucrat din septembrie acest proiect. Iar visul tău e să ajungi la Harvard, nu? Da, în America. Acolo e, să studiezi acolo. Da. Pentru că în clasa 5-a ai auzit pentru prima dată... De Harvard. Și? De la mama. Și a devenit visul meu să ajung acolo. Am încercat să învăț cât de bine se poate, ca să am cele mai bune note, să fac ceva extracurricular, ca să ajung la Harvard. Eu cred că o să ajungi. Sper. Îți dorești tare? Da. Și vreau să le spun oamenilor care se uită la noi că ne-am dorit foarte tare să-ți dăm o mână de ajutor, pentru că în mai ai vrea să pleci cu proiectul tău care a luat locul întâi la NASA... Să pleci în America, la Miami, acolo unde cei de la NASA, nu? Strâng toți premianții. Da, va fi 5 zile în Miami, iar apoi 5 zile în Puerto Rico, unde se va ține conferința în sine. Adică cei de la NASA se întâlnesc cu toți cei care au câștigat proiecte, nu? Da, și jurații. Și față în față voi cu jurații. Și trebuie să discutăm cu ei despre proiectul nostru, să le prezentăm și să facem câte multe poze posibile.
Deși tu nu poți să te duci, am înțeles. Din păcate, nu. De ce? Pentru că costurile sunt puțin cam prea mari pentru mine, stau acolo 10 zile în America și momentan încerc să găsesc sponsori. Adică tu trebuie să stai doar 10 zile în America și două bilete de avion, pentru că fiind în clasa 10-a și fiind minoră, trebuie să mergi cu mama ta. Da. Deci ție trebuie două bilete de avion, da, și cazarea pentru 10 zile în 5 zile în Miami, 5 zile în Puerto Rico. Da. Dar știi, tu ai luat locul întâi la concursul ăsta de la NASA. Și de la școală, de la tine, de acolo, nu ți-au întins o mână de ajutor? Din păcate, nu. Au spus că nu mă pot ajuta în acest caz. M-au ajutat cu trimiterea și cu crearea proiectului, dar mai mult atât nu pot. Și dacă nu te duci acolo? Va fi o pierdere pentru mine, sincer. La marutarondprotv.ro avem copii extrem de inteligenți și de deștepți care pot să facă și să schimbe lumea asta. E fascinant proiectul tău. Mulțumesc. Dar pentru mine a fost fascinant așa câte date ai putut să aduni în el, nepricepându-mă, recunosc la ce am citit aici, la ce m-am uitat, dar ce sisteme ai făcut și cum oamenii ar putea, păi și cum ar putea oamenii să trăiască în spațiu? Adică de unde apă, de unde... Ar fi foarte complicat, trebuie să purificăm apa care am cultivat din asteroizi, iar materialele vor fi luate de pe lună și de pe asteroizi. Iar costul cel mai mare. Da, este posibil. Momentan nu, dar cu cercetări și mai mulți ani de învățat pe tema aceasta, va fi posibil. Adică tu crezi că dacă mai cercetezi și mai studiezi, tu poți să faci în așa fel încât să se locuiască în spațiu cu... Poate eu personal nu, dar cu siguranță se va putea, pentru că va fi necesar. De ce va fi necesar? Momentan planeta noastră nu poate să ne mai susțină în continuare, sunt multe probleme, iar asta, colonizarea în spațiu, va fi ceva care o să fie complet necesar pentru noi, ca să ne extindem și să descoperim mai mult spațiul. Dar știi ce vreau să te întreb? Dacă tu ai fi rugată să studiezi aici în țară și, de exemplu, să te ocupi să faci o infrastructură de drumuri, de autostrăzi, de asta, te-ai descurca, nu? Sincer, eu spune că da. Sincer, eu aș avea mai mare încredere în tine decât în foarte mulți politicieni. Serios, adică ai făcut proiectul ăsta care a luat locul întâi la NASA, cred că ar fi o nimica toată să avem o țară plină de autostrăzi și de drumuri bune, nu? Deci e incredibil. Fata aceasta este în clasa a 10-a. Acum câțiva ani a învățat limba română pentru că a stat în China și în Ucraina. Să știi că semeni un pic cu oltencele, pentru că mama ta e din Târgu Jiu. Da. Eu sunt din Târgu Jiu. Știu, mi s-a spus. Ți s-a spus, nu? Da, mi-a spus mama. Eu mă bucur tare mult că te cunosc și că ești foarte tare, să știi, ești foarte... Mulțumesc. Deșteaptă. După publicitate revenim și le spun oamenilor că dacă vor să-ți dea o mână de ajutor, la maruta@protv.ro este adresa noastră de mail, unde oameni buni, dacă vreți să ajungă această domnișoară talentată în Miami, apoi în Puerto Rico cu proiectul ei care a luat locul întâi și să-l prezinte în fața juraților de la NASA, de noi depinde. Poate, eu știu, să uită acum ceva politicieni, poate să uită acum, eu știu, ceva oameni de afaceri, poate se uită acum ceva oameni care vor să-ți întindă o mână, pentru că ești foarte tare. Mulțumesc!